Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Numele meu este Clinceanu Mihai Răzvan, am 29 de ani, sunt din Alexandria Telorman și de meserie sunt vlogger. Care este iubita mea, iubită Alina. Locuim împreună în București și am zis să vedem dacă eu doar gătesc bine și ea spală vase sau chiar gătesc bine și poate să spune în continuare vase că eu sunt la care gătește bine în familie. Am înțeles, tu gătești acasă. Da. Nimeni nu știe cel de-al lui război mondial în bucătărie pe care îl lasă el de fiecare dată. Nu trebuie să știe nimeni cât jumătate de bucătărie trebuie spălată după. Vă voi face cu aceste două mâini magice o supă cremă de praz cu cartofi și bacon și alte chestii pe care o să vi le spun pe parcurs. Întotdeauna am stat lângă mama mea când gătea. Nu gătește neapărat foarte bine, dar gătește foarte gustos. În schimb, bunica mea, din partea mamei, gătește extraordinar de bine și ce am furat de la ea văzând cum gătește și ce intuiesc eu, că eu de fapt foarte multe ori gătesc la intuiție, pentru că știu cumva rețeta și mai pun lucruri care mi-ar plăcea mie, ce cred eu că ar putea să dea gust și cumva improvizez. Perfect, perfect, am terminat. Maica mea n-ar fi mândră de mine dacă ar vedea cartofii ăștia tăiați. Curățați, de fapt, așa bine. Din păcate o să vadă treaba asta. Mi-am dorit întotdeauna și îmi doresc să pot să ajut pe cei care au trăit cumva aceeași poveste ca și mine. Ca să o spun simplu și la obiect, eu am fost adoptat și pentru mine nu este o povară, nu este nimic negativ, este o chestie, o bucurie. Eu am considerat întotdeauna că universul a vrut ceva mai bun pentru mine, m-a luat dintr-un loc și m-a pus în altul. Iar mama a fost acolo pentru mine să mi ofere mai multă dragoste, iubire, înțelegere și tot ce înseamnă ceea ce face un părinte care trece peste multe bariere, din păcate, sociale și chiar și juridice pentru a lua un copil și este foarte multă iubire la mijloc. Și pentru mine, de la momentul ăla de când am aflat, chiar copil fiind și până acum și toată viața, s-a creat această imagine că ei sunt și singurii părinți ai mei, singura mea familie. Am un cont de YouTube unde oamenii pot să mă vadă și să vadă pasiunea mea și dacă o împărtășesc cu mine. Exersez și îmi exprim pasiunea pentru tehnologie și tot ce apare nou. Vorbesc în mare parte despre noile lansări, produsele apărute, ce merită să-ți cumperi, ce nu merită să-ți cumperi, plus tot felul de tipsuri. Pe partea asta m-am axat foarte mult pentru că am zis că dacă e o pasiune pentru mine, cu siguranță este o pasiune și pentru alții. Eu vorbesc foarte mult de zi în volt. Mie, așa cum vorbeam și cu prietena mea și vorbeam și la interviu, mie mai frică de gătit în zile decât de vorbit și de cameră. Este printre visele mele și chiar și al mamei mele să ne deschidem un mic bistro, un mic restaurant. Maică mi-aș dorește foarte mult, îmi spune ea, mi-aș dori foarte mult să-mi aduci turiști din toată lumea, eu să le gătesc mâncare tradițională și să-i plim, să le arăt lucruri interesante și lucruri frumoase. Deci, faci ce le arăți în Alexandria? Nu contează, mamă, eu mă pricep, știu să le vorbesc, să râd cu ei, să-i distrez și o să le placă și o să aibă o mare plăcere să vină la mine. Pe partea asta trebuie să fim noi foarte, foarte atenți, să nu ni se ardă deloc. Trebuie să scoatem gust și suflet din ea, dar nu să o ardem, pentru că n-am rezolvat nimic. Cea mai mare temere a mea este ca șefii să nu spună, băi, e prea simplu. Băi, o supă cremă, până la urmă, o supă cremă de praz, ce, nimic deosebit. Asta e cea mai mare temere a mea. Eu gustul cred că o să fie acolo. Să fie cu poftă bună. Ah, nu. Desert. Cred că avem parte de ciorbă, dar nu știu de ce. Deci nu pot să cred că vedeam chestia asta la televizor și acum o văd aici. Nu. Nu e desert, că e pur de grea. A? Miroase ceva un pic în zona de curry. Nu e. E cremă de ce? Cred că, băi, e verde. Brocoli sau sprangă? De ce doar o supă cremă? De ce nu? Da, mă, ce faci? O supă cremă, o pui la fier și după aia ce faci cu ea? O mănânci. Nu. Ca și concurent mă refer. Păi stai. Eu eram sigur. Deci, uite, mâine la amulete, mă bag să fac o supă cremă. Păi da, și ce să-ți fac eu? Și după aia, 20 de minute, am pus supa la făcut. 30 de minute, stau și fac mișto de voi. Cum să fac să-l conving și pe Bontea să facă la fel? Poate câștig și eu. Bun. Mă fac și eu, dar dacă nu e tema supă cremă? Contează, mă. Poți să o faci să fie. Bă, mi-ar plăcea o temă de asta, supă cremă. Supă cremă? Da. Cine a gătit supă cremă de cartofi cu praz? Fată, 17 ani, la liceu. Exact. Urmează să dea bacul. Eu, da. Și gătește
de puțin timp, pentru că se uită la emisiunile noastre și a devenit pasionată de gătit, dar este fată și este la liceu. Bă, este băiat. Da. Este pictor. Da. Și o să-i spun lui Scălătescu că bucătăria este o artă. Cu supa cremă. I-ai dat o idee. Unde-s pastilele de inimă, frate? Vai, deci mi-a pugnește inima, deci nu există așa ceva. Mamă! La 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 la. Bă, să-mi spune, e pictăreț. Ia, nu, e pictor, mă. Stai așa, să vedem. Salut! Salut! Bună seara, bună seara. Numele meu este Clinceanu Mihai Răzvan, am 29 de ani. Și de la Clinceni. Nu vin de la Clinceni, dar bănuiesc că bunicii de unde, de undeva de acolo sunt Clinceanu, Clinceni, să zicem, poate. Sunt artist, dar nu sunt pictor și nu cred că este o artă bucătăria. E prea multă muncă și prea multă transpirație. Ce artă? Care e arta ta? Eu am terminat la un art design vestimentar, încă nu profesez în direcția asta. Sunt pe partea de YouTube, pe social media și am și un job mai doamne serios așa, cum i-ar plăcea mamei mele, adică lucrez într-o multinațională, să vină banul, să știi că nu ești muritor de foame, că nu ești artist boem, cum mi-aș dori să fiu milionar boem, dar mai așteptăm până acolo. Milionar boem și artist un pic. Păi și, practic ești designer vestimentar. Da, asta am terminat, dar nu profesez încă în domeniul ăsta. Și asta este arta ta. Să zicem că o parte din arta mea, am făcut și 8 ani de muzică, dar n-am niciun pic de voce, a fost o scurtă perioadă de timp. 8 ani de muzică. Bine, am fost când eram mic și până la 14 ani toți copiii au voce și pot cânta ceva. După ce se schimbă vocea, adio și la revedere, ragem, cu toții nu cântăm. Și asta mi s-a întâmplat și mie, mă puneam în spate în cor, stai acolo, nu cânta, dar dacă e nevoie, mimează. La mimat am stat bine. Ce bună e asta! Bă, deci atent, are o așa, are o sinceritate debordantă. Da. Este super carismatic. Și practic, canto. Făceam și teoria muzicii și... Nu, asta zic, cu vocea, cu solist. Cu vocea și cu pianul. Ai, și pianist. Și am cântat și la pian până în clasa 4, că nu mi-a mai plăcut și chiuleam de la pian. Și cam asta a fost situația. Dar în ce lucrezi, în ce domeniu? Vă spun sincer că nu știu exact ceea ce fac. Fac ceva pe niște pricing, niște chestii, dar nu știu să vă spun. Dar și acum m-am întrebat, de ce mă lucrez, mă, mămică, dar acolo? Dar la ce companie ești? Spun. La HP. HP, vinzi laptopuri, adică. Laptopuri imprimante, imprimante sunt eu, dacă nu mă știu. Okay. Eu sunt pe imprimante. Deci pe imprimante. Da, eu sunt pe print. Dar lucrez de puțin timp. Lucrez de puțin timp și eu sunt, cum să zic, eu sunt mai o firmă mai artistică și îmi place mai mult partea asta artistică. Jobul este să-mi ocupe timpul ăla care e așa și să vină... Dar faci și tu ce ți se spune. Fac ce îmi place în timpul liber. Nu, mă, faci ce ți se spune la job. Normal tău? Că fac, dar nu mă apuc să desenez prin Excel, fac ce trebuie. Eu știu. Nu, aș mai face eu din când în când. Compoziție în Excel. Aș face eu, dar na, să zicem. Și ce părere o să aibă șeful tău acum când o să vadă momentul ăsta cu tine la televizor? Eu sper să fie înțelegătoare, pentru că este o șefă, și dacă nu este înțelegătoare, viața e frumoasă, merge mai departe. Bravo. Împreună s-au separat. Normal. Atâta timp că își face treaba, ce contează? Pe ce? S-a terminat HP-ul. Că nu știe ce face. Își face treaba. Plus că nu vă vând aici imprimante sau alte lucruri, am venit să vă gătesc. Exact. Ca, apropo de asta, cu bucătăria care e treaba? Și ca să o spunem pe a dreapta, am venit să verific dacă gătesc bine doar pentru mine și prietena mea care mănâncă și ori mâncă mamă de aceeași măcile, ori gătesc bine. Și am venit să mă conving dacă gătesc mocile sau gătesc ceva mai bine. Nu o să încep acum să vă spun că de fapt nu trebuia să fie ăsta gustul și așa mai departe, că n-are niciun sens. Aceea a ieșit, îmi asum, nu trebuia să fie atât de dulce supa. Culoarea e ok. Crutoanele. Okay. Sunt crutoane? Da, am avut. E și bunuță la gust. Nu e cea mai strălucită din lume, E o chestie dincolo de supa asta pe care ar trebui să o înțelegi un pic. Noi ne căutăm niște oameni pe care să ne putem baza în timpul unui battle, că muncesc și dau din mâini și fac multe, multe operațiuni. Momentul în care faci doar o supă într-o oră, care este foarte ușoară de făcut, și nu ne arăți mai multe, atunci poate să fie ea de super supa, știi? Îmi pare rău. Vă mulțumesc. Ea, în principiu, este bună. Doar că trebuie să fii atent la cât de dulce este și să-ți faci tu supa de legume, da? Da. Stocul. Ești super simpatic, nu te lăsa de gătit, vino, mai încearcă o dată adică la noi. Adică aptitudinea e, să știi, aici nu e ca la muzică. Da.
Deci, pe bun, aici nu lua ca la muzică, aici chiar ai aptitudini. Vorbesc foarte serios. Da, vă mulțumesc mult de tot. Mulțumim mult de tot. Salut! Salut! Seară bună! Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Merit să fii surprins.